Băi, zici că vin de la CNN, uite-te la mine. Bă, da, nu știu ce să zic. Domnul cameraman Andy. Salutare, domnul Andy. CNN. Ajung și la pătească, dar peste jumătate de oră putem să intrăm în într-o ședință publică. Sincer, sunt foarte nerăbdător. Presupun că ăștia sunt de la vreo școală din asta, cine știe? Salut! Salut, domnule! Ghiciți unde suntem? La Washington. La Washington. Ghiciți ce faci, mai scui păduchi în cap? Mă lasă machetoancele în pace. Lasă-mă, filmează-le pe noi. What about us? Hi! How are you doing? Fine. No, we don't have makeup! Și nouă câte ceva despre această minunată clădire. Eu? Da. Această minunată clădire a fost construită în secolul 18 de către... Tu n-ai voie cu pușca. Hai să vină să crezi că n-ai voie la impermanentul. Ce pot să vă spun este că în prezent e folosită ca și Parlamentul Statelor Unite. Yeah, I know. The second amendment is about the right to keep and bear arms. Firearms. Yes. Yeah, I know that. Okay. So the NRA is the biggest representing us federally and also in our states. The reason we're here this weekend is I'm being awarded a very high award from the NRA. The highest award they give to a woman. So that's what we're doing here this weekend. So now when you take that picture, you can go, wow, an attorney and this lady does gun stuff. Yeah, is my opinion. Good. Great. Thank you. This room would have been covered in desks, kind of like the room we were just in. The more senior members would have sat up towards the front of the room, which would have been right up in front of you, so right up this way. The speaker's desk would have been in between the two center columns, very top of the room. Now they're here. Parcul din fața Casei Albe din Washington. Prin tunel trecea bascula. Chip chiri. Români s-au rătăcit în Cleveland. E Nickelback aici, e gratis. Da, a venit la concert la mine. Acum sunt în downtown-ul din Cleveland. În spate am un stadion de fotbal. După aia o chestie cu science. Neinteresant, dar în spate super tari clădirile.
super înalte. Am fost la grădina zoologică aici și acolo am o grămadă de poze cu animale și chestii.